Mă și gândeam că eu cu bucălaie, dacă mai stăteam puțin, și că, cred că se și închidea TikTok-ul ăsta până apucam să vorbim despre el. Mm. Bine, plus că dacă, e ăsta dacă e. mai stai, dacă mai tu puțin se închide Așa este, da Păi bine, eu dacă mai insist Da, facem, rămâne așa până plecăm de aici Îți faci cont de TikTok? Păi dacă mă convingeți voi da. Facem treaba da, asta, Merită hai. efortul ăsta Merită, merită Oricum eu mă simt aici, vă spun sincer că mă simt <laughs> Oare și cum, în plus un pic la discuții Că, pă, voi toți ați descoperit ceva ce, mă rog, a descoperit toată lumea și eu am descoperit-o, dar nu știu de ce, doamne iartă, m-am tot stat pe călcâi așa. E. Da, uite, e ca cea ul sau cripto sau așa, că toată lumea descoperă și la un moment și unii nu se bagă. Eu, de exemplu, nu am băgat în nimic și acum parcă mă simt prost că nu am folosit ChatGPT GPT sau nu. Și știi? eu am vrut să zic la fel despre mine, Ui. dar nu m-a lăsat bucălaie, că a zis că e prea mult dacă zic că eu sunt prostul de la masa asta. <laughs> da, nu ne dar realitatea e că dacă stai să privești puțin în acte să te uiți, așa că eu sunt singurul care nu are cont de TikTok, Chiar că par singurul prost de aici nu. nu, nu, dar să zicem că Ai ratat multe Să zicem că o mare parte Din realitatea de astăzi Sau o mare parte din cunoștințele noastre De astăzi Se învârt pe TikTok Eu zic sincer că nu m-aș fi sesizat dacă nu mi-ar fi venit feedback legat de TikTok de la persoane care sunt trecute de vârsta de 50 de ani, ba chiar și de 60 de ani. Da. Pe mine atunci m-a surprins, pentru că mintea mea era așa, bă, toate toolurile astea de online sunt pentru pentru adolescenți, copii, pentru tine nu vreau, vreau să da. zic copii. Da. Da. Adolescenți. Ai să zicem că la început când a apărut TikTok cu toată lumea era Nu intru acolo că e pentru copii ce să caut eu. Da. A ne, ne, ne. Și exact așa eu am mers în paradigma asta. Știi prostia mea a rămas Vinci. așa. Bă, la început TikTok-ul se numea Musical.ly și a da. început acum vreo 5-6 ani Când copiii, 7 copii, șapte ani, când copiii de la dans de la academia mea Mi-au zis, Andra, apucă-te pentru că e, e acum pe val Și făcea era... niște dansuri pe niște piese un pic date mai rapid da, Și era... era totul super colorat și cu joculețe da, și cu chestii și Adică cu, uh, ca să atragă da, Nu da. vedeai, cred că, mai și sus de 10 ani Și s transformat din musical.ly, s-a transformat în TikTok În ce e astăzi? Și ce am sesizat e că, iară, nu... nu... O lăsam așa, să treacă pe lângă mine în continuare. Este nu numai că am feedback de la persoane care au vârstă uh, corectă, adică cinstită, în care s-a acumulat multă Vârste experiență, respectabile, 50+, plus, da. respectabile, 60+, plus și așa mai departe. Înțelepciune. Bă, mai mult decât atât. Oamenii mi se pare că au început să ia și știrile de acolo. Da. Adică da. ok, chiar așa. că e atâta timp cât social media reprezintă doar o platformă de entertainment, pentru că vreau să mai spun un lucru acum. Eu am zis că plecăm discuția de la TikTok, pentru că mi se pare că e cel mai păval la ora asta, sau tot ce primește, toată da. lumea face referință la TikTok mai nou. Da, este. chiar așa. Dar ideea e că, mă rog, eu am pun așa o umbrelă generală pe tot ce înseamnă social media, care în mintea mea inițial a fost doar o resursă de entertainment, și acum mai nou descoper că e și resursă de infotainment, adică și de informație. Și am zis, băi, stai puțin, yeah. oare eu voi mai avea un loc de muncă stabil <laughs> în curând? Exact. Nu, sigur, televiziunea va rămâne mereu pentru un anumit public și TikTok-ul pentru alt public. Eu sunt sigură că există public diferit care poate să consume și de pe TikTok și de pe televiziune. E foarte adevărat, eu ce simt este că tot mai mult din publicul pe care eu îl știam doar pe TV, îl descoper acum că și ea ia lumină din social media TikTok. și da. mare parte din TikTok. Vă reamintesc că episodul de față este susținut de Vodafone, o companie care facilitează accesul clienților săi la toată tehnologia de care au nevoie pentru casa, familia sau afacerea lor. Nu știm dacă e un lucru bun, adică dacă se consumă atât de multă informație, nu știm dacă e un lucru bun asta cu TikTok-ul, dar știm că asta e realitatea și ce zicea Andra mai devreme, eu cred că e un public care e și pentru TV, dar și pentru TikTok, pentru că sunt două surse de informații diferite, că TikTok-ul știm toți că e fast food content, e, adică ai acces instant, exact. e ca, e ca vape-ul Mie, pe mine mă nu mă, mă, mă deranjează. Problema din punctul meu de, de vedere la vape e că la, ai acces uh, instant. De, de exemplu, e. fumătorii au vape aici. Nu trebuie să-l prinzi, nu trebuie să ieși afară, nu Când trebuie să faci pe scot. Ai tras? L-ai băgat în buzunar, așa ești cu TikTok-ul. Ai deschis, ai făcut două, trei scloruri, ai văzut da. Vă un... Stu... L-ai băgat în buzunar. Băi, fii atent că așa pare, că așa m-am gândit și eu. Da. E doar așa, da. e exact ca da, vei cum zici trebuie, și da. faci așa. Da, și instantă, că dacă s-a place, ceva, acum peste 5 minute ai, ai văzut -o. aflat Te-ai da, da, da. Te dus la baie, pe baie, de aici până la baie, ai timp să vezi trei TikTok-uri. Și trei informații noi. Nu vreau să-i suflu în pânze, că nu are nevoie. Mă uitam și la datele astea că a făcut cineva un research pentru mine și am văzut la creșteri cum a crescut. Adică este evident că aici nu mai are nevoie să-i mai zic eu nimic de bine. Poți să încep să-i găsesc bube dacă ar fi. Mai bube găsesc bube. Nu, social media în general. Da, da, nu iar trebuie să ne petrecem foarte mult timp. Din ce știm că e al domnului guvern chinez, problema cu domnul TikTok în ultima perioadă, nu știu exact, dar știu că nu respectă multe din reguli. Și în special vis-a-vis -vis de regulile algoritmului, cum funcționează celelalte aplicații ce de social media. Cumva, pe scurt, TikTok nu respectă regulile și dă la toalette. toată lumea. Aia, da, 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 Cumva nu vrea să intre pe făgașul celorlalte aplicații. Și o problemă destul de mare, că în America, nu știu, aici... În America am voi... auzit că a fost o problemă destul de mare. Da, dar... și ar fi, vrut, ar fi vrut să se închidă sau ceva de genul, adică da. e... Da, dar... Și... Da. Dacă se va întâmpla, va exista YouTube și Instagram care au tot o, au copiat cumva chestia asta de la TikTok sau nu știu dacă au copiat sau da. s-au da. inspirat și au luat de această short idee content. de short form content. Și eu cel puțin consum mai mult de pe Instagram decât de pe TikTok sau YouTube. Și acum fiecare își găsește zona de short uh, uh, content, content da. care îi place. Instagram, YouTube sau TikTok. Bă, da, voi vă dați seama că s-a întors lumea pe dos. Chinezii care toată, tot timpul cel puțin, în percepția noastră publică, e că ei copiază. <laughs> da? Că doar știm Adibaz, da. Reobec, toate drăciile astea Adevărul e că înainte de TikTok Cred că exista Instagram TV Nu știu dacă mai știți da, da, Făcuse da, Instagram da, da. un fel de TikTok mai lung Deci putem să spunem că TikTok s-a luat și după Instagram înainte de, de da. Și înainte de TikTok și Musical.ly A fost uh, aplicația de a cumpăra tot Twitter-ul Cum se numea? Uh, cu V erau niște short shorturi de 3 știin, secunde, da? Uh, da, acum, da. Zeci, acum vreo 10 ani sau de, mai mult, da, cu mult da, timp da. înainte, Video de câte 3-4 secunde. Erau vainuri. Vine, 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 uh, vine, vine Erau vine. Este vine înainte de TikTok. Deci, deci TikTok exista a existat short for content acum 10 ani. Mai. Twitter l-a cumpărat și a închis aplicația și 3-4 ani mai exista. și pe a venit Musical.ly care era ceva de genul ăsta. TikTok, aplicația chinezească, a cumpărat Musical.ly care nu știu dacă era chinezească sau europeană. Da. Vainurile erau clipuri și încă sunt, că nu, nu sunt ilegale, până în 7 secunde. Că de exemplu așa a apărut sau s-a făcut remarcat Bromania, prin vainuri. Sunt glume scurte sau informații scurte, le dai instant, super fast content. Glume de obicei. Da, de obicei da, glume, da. Comedy, content. Păi mie mi se pare că asta s-a schimbat mult. S-a schimbat, ne-am schimbat noi felul în care consumăm divertismentul. Păi dacă, nici nu mai avem timp, domnul Antti, nu mai e păi timp e timp. Păi ce mi se inițial și pe YouTube se consumau videouri mici și acum au ajuns, sunt podcasturi și de trei ore. Și lumea da, de, de două oameni două care vor să le asculte Nu doar da. la podcast, mă refer la orice Eu, de exemplu, nu consum nici TikTok content, dar Nici la televizor nu mă uit atât de mult Cumva mai mult Încerc să-mi creez propriul meu content, pentru că sunt creator de conținut și artist, și nu-mi consum așa de mult nici de acolo, nici de acolo. Deci depinde de public. Fiecare În funcție cum, de vârstă, ai mai multă răbdare sau mai puțină răbdare. Copiii consumă mai și copiii și adolescenții consumă mai mult short form content, content gen okay. TikTok, pentru că nu au răbdare să se uite, să vadă un rezultat până la capăt. De asta, când te uiți la un serial sau la ceva, te uiți, începi. Intri pe altul, că n-ai da. răbdare să te uiți Că atunci când te duci la cinema și vezi un film întreg Nu-ți place începutul nu 15 ieși, minute Dar după aia îți place până la capăt e, da. Acum pe toate platformele de streaming Poți să alegi A, Nu mi-au plăcut primele 5 minute, trec la alt film Trec la alt serial Păi dacă eu zic că noi ne-am modificat Tu zici acum doar de tine. dar eu spun că toată lumea Că și eu m-am de, descoperit făcând asta <laughs> Dau drumul la televizor, dar mă uit la un meci. Dar nici nu începe bine meciul. Mai ales dacă e ceva da, de da. din campionatul intern și deja am telefonul lângă și încep să deschid Pentru alte că lucruri ai pe lângă. Alte zeci de variante pe lângă. Da, dacă n-ai avea monge. alte zeci de variante, dacă era ca acum 30 de ani să ai două variante, aveai meciul și filmul de pe Pro, să zicem. Da. Te uitai jumătate la meci, jumătate la pros sau alegeai. Acum nu-ți place, ai 275.000 de canale, da. ai 14 aplicații. Și toată lumea, și o bubuială, și, o și notificări. De, da. și, și notificări. notificări alea tăiat, și eu, la okay. fel. Da, no, da. Nu se poate așa ceva. Nu, da, <laughs> ei da. e raza, nu, 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 no, nu. No, no. dar ne-au făcut și ăștia mai... de cap, fii atent că voi nu vă dați seama, dar noi am devenit un fel de mașini. Adică suntem multitasking. <laughs> da. În în fel în care consumăm da, divertismentul, da. cel puțin. Plus de, și din cauza lui FOMO, care este Fear of Missing Out toți avem da. fobia asta că pierdem lucruri da. în altă parte da, da, toți da. avem fobia că noi când stăm aici cineva face ceva mai interesant acolo da. trebuie Ia trebuie să vedem ce să se, se întâmplă eh, da. Ia să văd ce, ce face Andra unde e acum ai acolo da, Andra da 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 trebuie să, să vă și... mă duc fac și eu asta e fear of missing out pentru că avem acces la alte zeci de universuri da. în același timp de asta, uite, eu uneori mai renunț la social media. Din când în când mai iau câte o pauză. Patru zile, o săptămână. De complet, de M-am <laughs> <laughs> gândit, patru da. minute Mi-aș dori mai da. mult, mi-aș dori să da. pot o lună, dar mi se pare de interesant să vezi cum reacționează corpul tău, cum reacționează mintea ta în momentul în care pur și simplu Oprești nu mai tot. consumi. Și eu mai fac nici asta. notificări, nici social media, Totul opri, totul da. delogat și vezi ce se întâmplă. Și stai ce stai, faci? Super, stai și te uiți la oameni da. pe stradă care toată lumea face chestia asta și îți dai seama că ești tu parte din cei zeci, sute de milioane de persoane care stau pe telefon telefon așa și poți să nu stai pe telefon. Să te uiți la copai, să te uiți la da. cer. Să și cum e cu că noi facem seri. social media, adică este job jobul, nostru, nostru este dar da. în același timp eu recomand de multe ori și, și mi se pare fă. foarte sănătos să vezi cum e viața un pic fără social media. Parcă l-am auzit da. pe Tim Cook de la Apple acum. Da. <laughs> Care a venit și a zis foarte frumoase device-urile noastre, dar eu nu recomand să petreceți de da. maxim o oră. Da. Da, a da, da, două, trei, patru. Da, da, da. 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 Păi, da, vezi, în percepția publică, cel puțin a generației mele, acum poate eu greșesc, hai să zic doar a mea, să nu mă pun eu acum să mă dau la cazul general, este că în prima fază tot ce însemna tool de social media era mai între ghilimele prosteală, adică nu era ceva wow, da, era da, da, de acord. distracție, divertisment mai e acum doar așa? Nu. Pentru că eu văd din ce în ce conțin, băi, conținut nu. din ce acum, în ce mai interesant prin, în mai interesant prin, asta. prin aplicația TikTok cel puțin și prin alte aplicații poți să ți promovezi afacerea. Poți să ai o afacere cu uh, pâine sau cu covoare, habaram și să crești afacerea funcționează prin social doar media. doar datorită TikTok-ului. doar la da. nu. marketing extrem de bun la branduri. Da. Le ajută foarte mult da. pentru că poți acolo să faci ce vrei, bun, nu ai regulile. Nu trebuie să ai o mare investiție, oricine poate să devină orice, cam asta e regula acum cu social media noapte, chiar dacă nu ești cunoscut, poți peste noapte să ai cea mai tare afacere pentru că ai știut să-ți promovezi produsul dacă îți merge creierașul pe moment. Deci tool de afacere, asta e clar. Da, clar Zona zi, de informație există? Că clar. din ce știu eu dacă acum am văzut... Dacă da. asta urmărești, dacă o asta da. și o să-ți apară. dacă ai grijă de unde să-ți iei... Ui... Dar ea există. Ea da, există, da, da. da. Și informația da, e informația, da. adică da. nu vrăjeală. Că, pentru că dacă ți iei știrile, iartă dacă de la Ionuț, nu știu, de la sau ți le ei de la, nu știu, de la un site oficial de știri și urmărești pe TikTok site-ul lor. Acum da, e... Pentru că toți au făcut da, site oficial da, despre exact. așa ceva. Depinde de la ce te uiți. Dacă te uiți, dacă consumi numai fake news, o să-ți apără numai fake, fake news. news. Da. Și foarte rar, așa, din când în când, o să zic că TikTok-ul să zicem, vezi că ăsta e fake news. Probabil da, acum ok. în amalgamul ăsta de informații și de conturi, e de 10 ori mai important să ne, ne gândim la regula aia veche de unde ții știrile să verifici din cel puțin trei surse. O, mai ales parte, mă, că dai pus că să ne gândim. Da, <laughs> adică la Acum e. la cât content consumi în 5 minute că stai la o țigară pe TikTok pe emoția vezi, te prinde. Da. Bun, ăsta tu să te gândești. Stai era fake, să... că nu era fake. Da. Eu l am pe Răzvan care uh, urmărește foarte multe știri și îmi spune de toate, așa că nu trebuie să mă S de pe TikTok de La mine este -am. foarte amuzant. Bine, trebuie să recunosc, le leau de pe TikTok. N-am de ce, -am. ce să mint. Deci le iau de pe TikTok, numai că ce e interesant e că mi apare o știre. Nu știu ceva politic, habar n-am. După aia, următorul, al treilea TikTok care urmează este pe același subiect. Următorul pe același subiect. Și asta e destul de interesant Că dacă mă vede că m-am uitat un minut la o știre despre aia Prima oară când văd Informația vine, vă zic sincer, de la un pește Deci este un pește care își mișcă gura Care spune o știre Așa, deci... Există un cont cu un pește animat da? care spune știrile în engleză. Și toată lumea nu nu vine să cred că mi-am luat, cam aflat că s-a lansat nu știu de ce sau pește. că nu știu cine a pățit ceva de, la, un, un pește. pește. Și apoi cauți informații. Și apoi, deci asta este sub, e culmea ironiei, e o informație reală. Da? Și după aia te uiți și îți vin următoarele TikTok-uri și îți confirmi informația, să zicem. Dacă e ceva ce suspectez că, băi, Intri pe sau dacă m-ar afecta sau ceva, după aia dau și caut pe internet, logic, să-mi fac... Da, asta când fac eu double check-ul, dar probabil 90% nu. Da, algoritmul, dacă te prinde pe tine că te interesează ceva, nu-ți el mai departe în acea zonă? Exact. Ba da, ba da. Îți absolut. Exact. Da. Da. Îți Eu urmăresc dansuri, mi apar dansuri. Și învăț un dans. Dar da. cum da. să prinde el, mă? Cum să prinde el că ți-e -ți place așa de mult? Trebuie să-i dai reacție? Să, să stai mai, mult, nu, să stai mai multe unde, secunde. Da, când să stai, stai mai pe mai video. 3. Stai pe Se videu, prinde da. instant. El îți monitorizează câte secunde stai, unde stai, ce like-uri dai, ce comentarii dai, la ce te uiți mai exact, cum ai dat swipe-ul sus, în jos sau nu știu ce. Și în funcție de chestia asta are un calculator perfect, aproape perfect, care îți calculează asta. Ceea ce e de... creepy. Da. da. AI urile astea care stau în spatele tulurilor de divertisment până la urmă. Că aici nu mă refer doar la TikTok, dar asta e un caz mai special. Uh, chiar și la YouTube, Facebook, Instagram Ui. și așa mai departe, Ăștia sunt un fel de director de programe din televiziunea clasică, da? da? Până la urmă directorul da. de programe ale unei televiziuni clasice ce încearcă să facă? Încearcă să descopere rețeta ideală prin care tu să petreci cât mai mult e, timp exact, în fața da. televizorului da. pe canalul respectiv. asta, asta e jobul lui, nimic altceva. Ce ingrediente să pună, și cam când, și în ce măsură, astfel încât să te țină pe tine cât mai mult. Și, în momentul de față, mi se pare că toți directorii de programe de la toate stațiile de televiziune din întreaga lume sunt concurați într-un nivel fără precedent de acești 4-5 directori de programe care sunt aiurile din spatele acestor platforme. Da. Crezi că se poate duce un AI să facă o emisiune de TV? Conținut în, în sine. Bă, conținut în sine, nu știu dacă poți să-l facă un AI, deși probabil că în ziua de azi poate să-l facă și pe asta. Nu știu cât succes Sau să organizeze... o să aibă. Dar să încerci să folosești AI în realizarea unei grile de programe. Grile, că până da, la urmă despre asta e vorba da, și în TikTok, și în YouTube, și în Facebook, și în Instagram. Ce fel de conținut îi servești tu? celui care privește, astfel încât să-l ții cât mai mult în față. Să-ți aranjeze el astfel da. produsele și emisiunile, astfel încât să se uite cât mai mult e mai greu la televizor, că tu nu poți să faci varza la, la televizor, da. da. toată lumea vede același lucru. Da. da. Nu -ai Asta cum e să o combinație. Pe social media testez cu un clip, are 3 like-uri, dacă are 4, recomand mai departe. Da. Nu face 4 like-uri, le-ai oprit. Fiind long form pe TV, Ei, e, e puțin rând, mai greu. În primul rând, care are avantajul că nu trebuie să vadă toată lumea același lucru. Exact. Da. 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 aici, intervine o modificare. Dacă vă aduceți aminte când erați voi foarte mici și noi eram și noi de vârsta lor, încă mai stăteam între în, noi. Î în, fața și, și între noi, mai zic între mine și tine, dar eu forțez acum anul, a nota un știu. vreau să-i zic lui Bucălaie, cam un an doi peste avem el. Avem același păr, da? Nu <gântu -i> <gântu -i> avem același sânge. la da, barbă te-am făcut. <gântu -i> forțez nota doar, da. doar să Așa, pe vreme vremea, vreme. noastră, Andi, spune. Pe vremea noastră, Bucălaie, da, 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 da. Am vrut, să, am, vrut să, am vrut doar să spun că Bucălaie e un comedian matur. De, mulțumesc, dar eu cred că mai am dar <laughs> aprecie, nu. Exact. După 35 încolo Da, mă, deci Pe vremuri oamenii aveau această Capacitate de a sta câte 2-3-4 În fața acelui așa ecran Urmărind același tip de conținut Cât da. rezistau ei, 10 minute, un sfert de oră, nu contează Dar toți vedeau același lucru Astăzi pentru că platformele permit, Tu nu mai reziști acum nu că mai Andrei îi place ceva, Răzvan altceva, da. mie da. ceva Ce? Noi poate stăm toți pe aceeași platformă, dar fiecare vede nenică și Așa nu mai avem este. nimic în comun. Uite, o chestie care se întâmplă și în familie. Stăm, Stăteam în familie să ne uităm la un serial de pe TV. Da. Și cu timpul, cu, datorită TikTok-ului și altor aplicații, acum unul mai pleacă la bucătărie, un pahar de apă și rămâne pe TikTok, numai se nu mai întoarce. Și, nu mai stăm cu toții și petrecem timp împreună, dar și prin aplicațiile astea putem să ne implicăm familia și să ne distrăm cu prietenii noștri. Deci, cumva putem să ne petrecem timp împreună pe ambele. O chestie care mie îmi place foarte mult este uite, de exemplu, de Crăciun. Da, Toată familia se adună duce într-un loc. Ai încredere că dacă te uiți la televizor, o să te uiți la un film, să zicem, la care absolut toată lumea se va uita. Nu Ce trebuie să, să stai, stai să telefon? cauți pe uh, rețele de streaming nu, stai că ok, stai și pe TikTok sau pe chestii. Dar ce e interesant la televiziune este că ai încredere că acolo este un content de calitate la care știi că toată, toată lumea, lumea poate să uite. uite. Eu nu pot să vin acum să arăt TikTok-ul ăsta la toată și familia și uitați-vă toți la TikTok-ul ăsta, că e posibil să fie ceva ce îmi place doar mie. Dar știu că dacă e ceva pe televizor, teoretic, acea persoană care alege ce să fie acolo se gândește la publicul general care s ar uita Și yeah. e mult mai potrivit pentru toate vârstele și toate targeturile. Păi ce yeah. frumos a spus-o. Da. Chiar da Așa e, nu, nu, dar a zis-o foarte frumos Și cumva a ridicat-o la plasă e. Că voiam să spun că aici e un filtru Televiziunea cumva fiind un mediu în care Accesul e mai dificil E evident și mai valoroasă în, da. în percepția și responsabilitatea publică. responsabilitatea da? la TV este mult mai mare. Da, pentru că impactul poate online. fi, pe termen da. foarte scurt, foarte mare. Da. Că un TikTok până se răspundește, un video, da, până ajunge la toată Plus, lumea da. În televiziune, diferența o, o cunosc eu acum și vă treaba asta, este responsabilitatea mult mai mare. Adică eu în TV depind de mult mai mulți oameni și mult mai mulți oameni depind și de ceea ce fac eu. Adică pe TikTok eu pot acum să pun un clip, e și prost, nu e prost, contează. îl șterg îl șterg, da. mă doare la banană. Zic orice rahat. L-am șters, nu s-a întâmplat nimic. Acolo, unde suntem un grup de oameni și fiecare e ca o rotiță și fiecare za da, depinde de celălalt, nu mai poți nu, să nu mai putem. Pe da? Da, sunt, interesant. Televiziunea formează, funcționează ca un grup care înaintează sau încearcă să creeze ceva împreună. Așa o văd eu acum. TikTok-ul e fiecare cu pe lui, cum se da. Zice. da, fiecare cum am măsii ei, mai e și filtrul ăsta, că până la urmă e televiziunea, odată ce ai ajuns să creezi content în televiziune, e un fel de validare, tocmai prin prisma prin, poveștii astea, dacă ai da. exact. ușor. Da. Da. Adică se presupune că dacă ai ajuns acolo, sigur că și stacheta mm. asta de validare a tot scăzut în timp, mm. că într-un fel era în 85 da, să ajungi da. la televiziune în alea două ore să mai intri și tu, că doar da. Nicu era la validat acolo să intre. Și acum exagerez eu mult, da? dar da, era da. mai dificil, mult mai da. dificil la începuturile televiziunii și din ce în ce mai simplu să ajungi totuși să faci și ceva conținut în televiziune. Dar totuși e o diferență destul dar de încă eu, e o diferență. Da, da. eu văd asta și pe stradă, să zic așa. Dacă copilul mă știe de pe YouTube, de pe social media, zice, mami, mami, uite pe Andra, vreau să merg la concert la ea. Părintele, dacă nu mă vede și la televizor, nu sunt validată de el. A, vezi? Da, și a, când apar și la televizor, a, Clar, A, părinții, la părinții da. zic, wow, și eu știu pe Andra de la TV. Putem da. să derumim TV-ul ca o formă de validare pentru adulți? Cumva? Da. Pentru adulți, asta voiam să zic clar. Și eu. Da, da. Copii? Nu da. copiii nu știu dacă mai au nevoie de validare asta. Nu. Nu, uh, nu, clar. nu dar și copiii o să fie adulți. Validarea lor cred că vine din ce vorbesc cu restul colegilor la, colegilor la școală, să zicem. Ai validare. Dacă toți fac același lucru și toți sunt de acord cu ceva, de vârstă copiii din universul lor. Da. Universul lor. Exact. Da. 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 Universul lor. Eu știu dacă atunci copiii, când o să ajungă adulți, să o uita ei la televizor. Că eu mă uit la generațiile foarte tinere. Da. Eu cred că, uite eu eu cred cred că o să rămână televiziunea aia la. La fel de importantă cum e acum, și social media au cam pe Nici aici. Eu cred nu cred să probabil ce se va schimba va fi să fie mai accesibilă, cum e TikTok-ul, că poți să intri pe telefon și să te uiți. Probabil uh, noi, când gen copiii, când o să devină mai adulți, o să-și dorească să poată în secundă următoare să se uite la ceva care este la televizor, care probabil și acum este disponibil. Eu ne consum atât de mult televizor, nu uh, fac chestia nu asta. Nu Dar da. atât de accesibil ca TikTok-ul, da? da. Asta, da. Zic, adică da, cum da. da. TikTok-ul da, da. intri pe el, se apare o notificare, intri pe da, aplicație. Exact, da, da. Să super, să ai accesibilitatea, să poți să, nu știu, ești uh, cu niște prieteni undeva uh, la uh, un restaurant și vrei să te uiți la o anumită emisiune și vrei da. să te uiți imediat acum, pe telefon. nu să pe telefon să nu dai să cauți la televizor, Dar sunt, adică Și eu sunt foarte de acord cu ei. De, de exemplu, acum 5-10 ani tot umbla vorba asta că gata, s-a dus cu TV-ul, vine online-ul peste și toți oamenii care prindeau putere în online, gata TV-ul, adio, pa! Te pup, nu ne mai vedem, gata cu tine. E, nu, Uite e că chiar e așa. Așa. nu e chiar așa. Nu, nu e chiar așa. E, e, puternic. e da, da. puternic, e foarte puternic. E foarte puternic. Dar în același timp nu putem să negăm faptul că social media crește. Da. Inclusiv din punct de vedere al volumului. Dar nu cred că trebuie să anuleze una pe cealaltă. Da. Să cred că din contră, toată dar... lumea folosește pur da, și da. simplu mai mult content, se uită la mai mult. Se uită și la televizor și pe social adică media. Adică dacă stăteau două ore să se uite la televizor pe zi, acum stau două ore la televizor pe zi, două ore pe social mm. media, două ore pe uh, YouTube. Și nu știu dacă e doar o, o părere personală, dar am impresia că în ultimii 2-3 ani parcă da. TV-ul a mai... Am mai prins puțin avânt, a mai rec da. recuperat din distanța aia mare pe care o lase față de social media. Păi poate nu, a -ar putea cu, să simțit, nu știu. poate A simțit o concurență în social media. Da. Și au venit cu da. lucruri mai noi, că mai dacă simt că publicul începe să... tinerești. Da. Că știi cum e, tu ai timp limitat la dispoziție. Și poate tot timpul ăla eu înainte mi-l dădeam televizorului, patru ore pe zi. Da. Dar tot patru ore am și acum. Și a devenit ceva interesant în social media. Da. Și iau de acolo două ore și mut în partea asta Și atunci devine concurent social media. Da. Și dacă devine concurent, încep să le iei în serios. Ia mă ce face asta? Bă, să faci și e bine aici de, mai, de da. să uită ăștia Și începe acum televizorul cumva să poate să se lase inspirat de conținutul din social media. Clar. Și cu să jocuri încerce și chestii. Să-l să preia în forma pe care o, și o poate permite da, televizorul, sigur că. Și ce am văzut emisiuni de pe TV sau seriale puse și pe social media sau social media puse da. pe televizor. Și cum funcționează și asta combinație. experiența voastră? astea. Bă, Eu cred că se consumă. E perfect. Eu am văzut da? mie da? de exemplu, mi apar pe TikTok tot felul de emisiuni, să zicem, de comedie, care au extraordinar de multe vizualizări acolo. Ok, da. ai dezavantajul televiziunii că nu mai are, nu mai monetizează reclamele, etc. numai că totuși se menține pe un nivel destul de mare de lumea vorbește despre acel subiect. Și da. da. poate după aia tu din curiozitate da? te duci te, te, te duci și TV poate, Sunt da. multe, multe exemple de și emisiuni e cum e acum la la pro cum e de pe fix da? Care pe TikTok funcționează foarte bine Prope. Cum a fost și el la antenă Insula Iubirii Care pe TikTok funcționează foarte bine Și pe de altă parte avantajul e că Ți aduce oameni de pe TikTok Foarte mulți oameni află de pe platforme și vin la TV da. Adică e acest este dute vino o... da. Care este benefic pentru, pentru ambele lumi lume. Foarte mișto. Faptul că toată lumea are acces Acum e un fel de democratizare La uh, crearea de conținut da, înainte tu da. puteai să fii un mega creator de conținut, dacă erau, na, câte spații puteai să ai de conținut pentru entertainment în televiziune. Câte televiziune erau, ori câte spații da. disponibile, erau un număr, un număr finit, da. Da? Da. Da. da? da. 3, 4. Drept pentru care foarte mulți rămâneau pe afară. Acum e nelimitat, da? Tu poți să vii, să fie 17.000 de show fac și eu pe el, al 17.000 da. Și un. nu doar că nelimitat da. se promovează persoanele care nu există. Adică, la ce vreau eu să mă refer? Dacă un prieten de-al meu, random, pe care nu știe absolut nimeni, face un content bun, acel content va avea un milion de vizualizări Iar eu sau Andra Pe care să zicem că mai suntem cunoscuți Facem de un content care de nu mici. e la fel de bun Ca, uh, ca al prietenului da? Nu o să aibă la fel de multe vizualizări Ce vreau să zic este că în momentul de față Pe social media nu mai contează Mai ales pe TikTok să zicem Nu mai contează atât de mult cine ești și ce faci Ci contează ce tip de content faci Promovează extraordinar Bă, de mult Contentul pe care îl faci a ajuns China să facă democrație în zona asta <laughs> Bă, asta mi se pare tare și să, să ne ia și banii. Știi, vorbeam noi înainte să începem că uh, nu mai știu, dacă vă știți exact ce procent din donațiile de pe TikTok merg la... Cred că 70-80 se duc la companie? Cred că mai puțin. Oricum, X, A, A, Eu parcă atâta De exemplu, dacă cineva îmi dă 10, 10 lei pe live-ul de pe TikTok, 7 lei se duc la China? A, așa țin minte că era. Ceva de genul ăsta. Oricum, deci, la o, parte din la bani, da. o parte o căruță de bani, merg la guvernul chinez din live-urile de pe TikTok. Păi mi se pare și normal, Ce? că nici nu aveau bani ei. Și când mai e că vai de, vai de mama lor să că Bă, se da, fraier, noi mă, să nu ne gândim noi chestii, să facem și noi așa ceva. Păi guvernul, Poate, da, la noi, păi, guvernul României a rămas pe vechi, mă. În continuare, vă cășpagatul și tot la por bagaj. No, lasă ne că noi cu aplicațiile, nu știu, aveți aplicația aveți aveți centrale? Aveți centrale? Aveți, da. 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 eu n-am centrală unde stau acum, am fine. Și am, <laughs> și am uh, apă de la ești Radet la da? Lumicușor? da. <laughs> Dar nu asta mă deranjează. Au o aplicație mâncarea și gula lor, că n-am telefonul acolo. Uh, nu mai știu cum se numește. aplicație de la Radet. Cred că chiar Radet. Și ar trebui să-ți dea notificare când se ia apa caldă. Da? Sau să vezi că astăzi între 16 și 19 nu e. Băi, și atât de prost făcută mur pe ea. Că se ia apă caldă și de fiecare dată când intri în aplicație, atunci vine și cu notificarea. Băi, instant, ea nu ți apare pe telefon, doar când intri într-o aplicație. Bă, 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 la Păi știu că de am intrat să verific, ești prost. Notificarea vine doar când tu deschizi aplicația. Mă, numai românii puteau să facă așa ceva. și mor. Pentru mor. că țin la ei, mă. Deci stau la eu văd că n-am apă caldă, intru pe aplicație să văd până când nu e și aplicația dă notificare. Vezi că nu e Vezi apă caldă. Bă, știu. Pe e o sursă de încredere, mă. <laughs> Dar îi dați o informație pe care tu o bănuiești da, Și tu te întrebi, bă, poate o fi fake news E un fel poate de, tu ai, de, pare ai dreptate Chiar nu e apă caldă, mulțumesc Ar trebui să aibă un buton acolo de confirmă da, Ai da, dreptate exact. <laughs> Nu e apă nu e. Mama lor. Stau în duș cu telefonul, de ce nu e apă? Păi greșeala ta e că te-ai pus pe aplicația Radetului, că dacă te puneai pe TikTok, sigur acolo te Primul care descoperea că nu e apă caldă, te viral și zicea da, Nu zice că au început să intre instituțiile pe TikTok. Tu nu ce știi. Băi, stai puțin, dar am aflat. nu știu, dar am, aflat. Ia, lovește-mă. Ultima și cea mai, cea mai amuzantă este, cum zice... A, ne, pere nu știu, cu Agenția, Protecția Agenția, nu, Agenția Națională de Pescuit și Vânătoare. Așa. Și și-au luat, deci, cumva pe TikTok e o modă, vis-a-vis uh, -vis de businessuri și de uh, promovarea businessurilor. Așa. Clasic, hai să zicem românească, în care antreprenorul uh, ia o fată drăguță și frumoasă și zice, acesta este businessul nostru, el funcționează? Da, adică așa? se cheamă endorser. And, influencer, and, Da. da. Și o îmbracă cumva sexy ca să atragă atenția. Și agenția de pescuit... asta la meteo, stai liniștit, că liniștit, agenția liniștit. de pescuit și vânătoare au luat <laughs> vreo două, trei fete și răspund la comentarii de la diverse oameni. De ce, ce să prindem toamna asta? De ce să dăm drumul la Caras? În care e treaba cu plasele de pescuit? <laughs> și, <laughs> și sunt niște fete drăguțe și bine intenționate care nu știu exact ce citesc acolo, dar vorbesc mecanic așa. <laughs> și apar niște fete așa care nici nu știu săracele să stea la cadru și sunt speriate toate așa. Dragă Ionuț, o plasă de pescuit trebuie foarte să fie foarte bine folosită pentru că ea, de fiecare dată când intră în afară, s-ar să vină mai mult decât trebuie. <rani> dar nu știe despre ce <rani> vorbește. Nu, no, ea, ea nu știe săracă ce mesaj vrea să transmită acolo. De-aia cineva acolo. Băi, hai să mergem noi pe TikTok că e algoritmul bun. <rani> Bye. Superb. Bă, dar e puțin, am înțeles că și au intrat și instituțiile statului. Așa. Uite, primăria Brașov am văzut eu. Da? Băi, și superb, superb ce postează. Păi adică... da, bine, mă, da acolo... Pe primarul super, primarul pe bune sau, bune, sau vorbem, super, vorbem bă, serios, Vorbesc okay. deci, serios, chiar comic. Sau habar n-am și-au luat niște autobuze și promovează cum și-au luat autobuzele. Dar nu se duc în autobuz și ei ne-am luat autobuze. Nu, fac un content interesant pentru targetul că ei ce vor să facă. Eventual să convingă niște tineri da? să meargă în Brașov sau să convingă tinerii din Brașov că De mamă ce mișto suntem noi interesant. ca primărie și foarte interesant fac contentul, adică îl adaptează pe uh, nivelul la care trebuie. Bine, comedic, știi, adică nu-și pun filtre, nu-i ca la televiziune să spui filtre, acolo ei pot să facă ce vor ei. Dar amuzant pentru că e primăria, adică te aștepți primăria să vorbească cu niște filtre foarte clare. E, mai fac mișto de cineva, mai, adică sunt foarte tare comedici. Sau, da, că da, au știut să se muleze pe situație. Da, da, și cumva noi acum râdem și zicem că e amuzant, dar eu cred că e un lucru bun, pentru da. că e o variantă de comunicare cu noi tinerii. Că te-am lăsat aici. <laughs> Eu, Maria, pentru că <laughs> serios, uite, până și generația mea nu eu nu nu știu să am nicio legătură niciun canal de comunicare cu instituțiile statului. Eu când mă gândesc la o instituție a statului, mă gândesc la ceva atât de mare și de departe și de greu și de anxios că mă duc acolo și cu anaf sau cu primăria, cum. Dar fiind mi se pare acolo, un pod foarte bun între generații. Da, 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 foarte bine. Cumva dacă dacă reușesc să găsească o variantă de comunicare și să ne transmită cumva mesajul nu știu, nu știu, dacă e corect spus pe limba noastră, dar cred că este foarte eficient și de încurajat să intre toate instituțiile pe aceste platforme unde noi, unde noi consumăm. Pentru că degeaba dau ei pe știri la Barnam, la Digi, ce, nu știu, ce autobuze a adus primăria din Brașov, dacă eu nu intru pe, nu intru pe Digi. Că dacă la Digi se uită și pe mii de bătrâni, eu nu sunt printre aia. Nu știu dacă se uită. Bă, doar. tu tot insisti pe subiectul ăsta și eu vin să te contrazic, să spun că oamenii care au vârstă respectabilă sunt și ei pe aceste aplicații. De Total aia. de acord. Da. da, sunt sunt bunica care da. are TikTok. eu nu zic are de -aia. la noi să ajungă informația. Poate că nu, poate că nu fac conținut, dar îl consumă. Păi, ei da? au, exact, da. îl consumă, dar iartă-mă, te rog, asta și gata, să și facă ei și adică și primăriile să, crezi trebuie că trebuie să, nu, să, să facă conținut o să cu siguranță că, o să ajungă. Da. Și eu cred la fel. Bine, asta mi se pare un exercițiu mișto până la urmă. Adică tu să încerci să creezi conținut adaptat la mediul exact. pe care îl folosești, mi se pare tare, e un lucru da. bun asta, e și e un tare. efort destul de mare. Vreau să zic de scuze de bunica mea că are cont de TikTok, a susținut că vrea să-și poată cont de TikTok. Andy? Vezi că și, se uh, poate, uh, și comentează și îmi repostează toate video și comentează la alții când o supără, îmi zice, când o sunt pe video, îmi zice, să vezi ce a zis una despre tine. Maria din Ploiești a zis de tine că, că nu știu am ce. Comentat și a zis că n-are dreptate. <laughs> Eu am fost coleg în generală cu bunica Andrei, deci știu <laughs> așa. <laughs> e. Așa, e, așa era de atunci, era tot timpul atentă la chestia asta. Vă reamintesc că episodul de față este susținut de Vodafone, o companie care facilitează accesul clienților săi la toată tehnologia de care au nevoie pentru casa, familia sau afacerea lor. Cu Vodafone EasyTech primești până la 150 de euro voucher de reducere pentru tehnologie, ușor de plătit, fie că ești deja client sau te portezi. Orice abonament Vodafone vine cu un voucher de reducere pentru un smartphone sau un gadget nou. E mai ușor ca oricând să ai ultimul model de telefon, ceas, căști, robot, aspirator, scuter electric și multe alte dispozitive care îți fac viața mai comodă sau mai distractivă. În același timp, cu oferta de portare la abonament, ai net și minute nelimitate și reducere pentru telefoane sau gadgeturi în rate convenabile, fără dobândă. Ai și asigurare de ecran inclusă 3 luni la orice smartphone nou, plus serviciul One Number, inclus 3 luni, cu care rămâi conectat chiar și fără telefon pe alte device-uri, de exemplu pe smartwatch. Totul în cea mai bună rețea mobilă din România, Vodafone, certificată de auditorul independent german Umlaut. Auzi, da, Andra, tu ești ceva huge în TikTok astăzi, da? Da, am, să să, să e cea mai urmărită ce persoană din aici. România? Cea mai urmărită persoană din România, uh, și nu doar pe TikTok, pe toate rețelele în total uh, abonați. Ce, ce și am uh, 10 10.800.000 de, de abonați pe TikTok-ul străin, să zic așa, internațional, și 2 milioane, 2 pe, milioane cel pe cel românesc. Iar acum pe YouTube a făcut vara asta 600 de milioane de vizualizări? Da, în total. Da. Adică <laughs> e... e bine. Eu cred că sunt ceva, acolo, deci e mult. <laughs> e e frumos, îmi place să creez conținut, dar nu adică nu fac doar asta, încerc să fac și alte lucruri pentru că social media -o mă acaparează foarte mult și okay. când îmi dau seama, mă trezesc și fac o piesă nouă sau gândesc un nou serial sau un film cu Răzvan, să facem să producem Vrem ceva mai ceva pentru creativ, cinema, sau da, să nu fie doar pe social media. Cât timp îți mănâncă această social media-ție? 24 din 24 aproape. În afară de somn, să zicem că dorm 7 ore pe zi, 8 ore, stau, am telefonul mereu la dispoziție și postez când mă mai amintesc. Sau când e o colaborare, mănâncă și... Da, de exemplu, astăzi editam o colaborare, un brand deal. Și asta voi le faceți doar voi singuri? Noi Da, noi aici credem că nu e cea mai bună direcție pe care am luat-o, că ar trebui să avem niște oameni care să văd chestia asta, doar că am încercat și momentan nu am este pe cineva care să fie pe aceeași pe direcție cu noi. Noastru, da. Și voi reuși să duceți asta doar voi doi. Da. Ea chiar mai mult. Ea se ocupă mai mult de social media, eu mă ocup de management, adică eu mă ocup de colaborări, primesc le răspund la mail-uri da, cu ajut cu da. partea administrativă. Da. da eu da. fac tot ce înseamnă creație, edit și tot. Eu mă ocup de statistici. Da, da, suntem două persoane care în paralel facem un serial de 10 episoade de 30 de minute fiecare de cinema, filmat în 5 țări, adică nebunie Deci și... social media e cumva noua pentru mine, Andy, Aici. Nu te uita la mine. <laughs> Dar e, e, consum, e ne e consum, consumă da, consum. Adică a, dorim să ne, Nu să ne reprofilăm Nu-ți fie ciudă da. că ei nu prin 40 <laughs> <laughs> te, te referi la tramvai Te, da. te referi la tramvai da. La tramvai se referă Andra, asta e Ado, de. Am grijă de sănătatea mea Psihică Psihic, constant da, da. Dar consider că pot să iei razna Dacă mm. ești influencer pentru da? că n-ai limite, cum. poți să faci oricând La două dimineața tu poți să filmezi TikTok-uri da, da. Nu e ca nu, nu, nu e te duci la, job. la un moment. Este, dar? este și recunosc Adică le recomand tuturor să aibă și Social media ca loc în care Poți să-și promovezi afacerea sau imaginea Să-și crea, să crească imaginea, dar clar Trebuie să ai și viață De om normal și să și... nu fie baza Social media, nu, nu. pentru și că niciodată Nu știi ce se Lângă. întâmplă dacă mâine dispare Mâine se închide internetul, ce faci? Unde, Aia, Unde te repropiși? Bine, nu se închide dacă internetul, dar nu știu platforme. Dacă închide tiktok sau una dintre ele, exact. ce poți să faci? Poți să mai faci ceva. Eu, de exemplu, fac dans, fac dans cu copilașii. Fac, am Academia mea de dans. Sau producem un serial. Deci încercăm să facem și altceva decât social media. Că nu... dar câte lucruri? Stai puțin, că sunt chiar... Cu... Adică vreau să-mi dau seama dacă... Eu mă gândeam să mă retrag la tech alea nu s-au făcut așa singure... Adică Milioanele de, de urmăritor, de urmăritori, urmăritor, da, sigur. Prin multă muncă. Fii atent, pe mine m-a mai surprins ceva la modul foarte plăcut. Faptul că tu ai urmăritor și internațional. Da. Și merg pe stradă prin America și mă recunosc copii. Este un sentiment se pare foarte, foarte plăcut. Simt că toată munca mea și toate bunele curelele care s-au întâmplat în România și mi s-au dat în cap și m-am ridicat și așa, au meritat când văd copii mici care îmi zic Hi, Andrew, I love you! I follow I'm, you from on YouTube. I'm, I'm from Italy, I'm from France. Australia! Băi, deci este superb! Uh, da, am pentru că am început să fac și content în engleză. Acum 5 ani am început să fac da. content în engleză. Și aveam o tactică la un moment dat destul de amuzantă. Știam că românii ne dau hate pe absolut orice facem. Așa că perioadă, uh, puneam uh, seara, uh, content la noi, la 8-9 seara, când pentru era că știam la că dacă Andra dansează undeva sau vorbește în engleză, românii o să că de ce vorbește în engleză? Nu ai uitat că ești româncă? Da, 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 știu. Uh, de dau hate, făceau 100.000 de, de vizualizări pe chestia asta și pentru că avea vizualizările alea, după aia TikTok-ul o busuia în afară în Și când, când oamenii se culcau și se trezeau, tot globul era deja bun. Uh, toată lumea, da. mamă, cât de tare. Și dimineața ne mă trezeam, trezeam dimineața 10 milioane cu de vizualizări. Multe, multe vizualizări, da. da. Deștepți, mă. foarte da. interesant. Smart. Generație care își folosește creierul. Am bun. Asta Spau. mi se pare tare. Ăștia mici chiar, eu consider că din datorită aplicațiilor, cei mici -au, au început să se dezvolte și mai și față de cum eram noi. Cu bune și cu rele, sunt mai descurcăreți. Da, mult mai. Un copil, nostru. dacă pui un copil acum de 8 ani să rezolve ceva ce habar n o să știe să găsească cum să rezolve. O soluție, pentru că au apărut aceste aplicații în care totul se mișcă repede. Voi îmi ziceți mie că datorită acestor sau și cu ajutorul acestor aplicații, copiii au învățat să caute mai bine. Da, da. dau și de rezultate și proaste. Să facă diverse că că E foarte serios. e, să e, asta e un, o aptitudine greu de dobândit. Să da. știi să cauți ceva. De exemplu, noi vedeam copii care nu știu să scrie, dar știau să apese pe butonul de microfon și să zică. Uh, Andra Gogan, de exemplu, ca să o caute pe Andra sau dacă vor să găsească, nu știu, cum să te joci Roblox, cum să îl avem pe verișorul nostru care are da. 8 ani și 500 de mii de urmăritori care ne întreabă da. care ne întreabă acum cum se face un edit video și noi am putea să zicem foarte da, ușor da. Da. foarte ușor, uite așa se face a început să editeze singurul ea mai explică, eu sunt invers, eu îi zic ce zici să facem altceva? ceva? Uh, Focusează-te un pic, învață bine engleză și îți arăt cum să-ți răspunzi la absolut orice întrebare de cum se editează. Adică, de exemplu, vrei să tai un video în două. Cauți pe net how to cut a video in two. Uh, vrei să um, combini nu știu ce. Învață un om să pescuiască și se va hrăni toată viața, nu-i dau un pește. Frumos, frumos. Bucălaie. Dar asta e frumos. Da? astăzi este și în calitate de coach. Asta da. știe lumea, da. 500 de mii la 8 ani. Căuci și bine. El a mai avut câteva referințe, deci cred că aș putea să îl prezint și în calitate de psihoterapeut și psiholog. A? Da, a? Nu, nu departe. A? Pot să zic că mă pricep la câte pot ca să am ascultat de psihologie, în mai ales în pandemie. Ce frumos. Wow. Wow. Da. Să știi că aici e. Da, mulți avem sentimentul ăsta că ne pricepem la multe lucruri mult mai bine decât să o facem. mă rămâne, iată, domnul, Andy, cum să nu no, ne pricepem. Peste tot în lume e chestia. asta Mi se pare că doar la noi e sindromul impostorului. A, acum ne dăm noi românii că suntem noi Bă, Toată lumea Eu da. cred că, că dacă asculti 30 de tutoriale Pe un subiect anume Chiar încep să prindi niște secrete da. da. Uite ce zice îngești, el de copilul ăla da. Da. Încep așa. să le ai Păi tu crezi că eu tot uh, editingul ăsta video L-am învățat doar așa de la profesioniști Păi nu, mult am luat și am săpat A, e adevărat că cei pe care urmăream Sau tutorialele pe care le-am urmărit Erau susținute de niște profesioniști da. Dar e și aia o formă de școală Da, da. clar câte am urmărit și, și materie noi de sune și de colorizare și de tot ce vrei Orice tu. poți să faci de la zero dacă știi îți... cum să cauți sau dacă îți propui. Noi, și de exemplu, rezultate. eu acum regizez un serial, n-am făcut studii pentru chestia asta, dar m-am dus la un nivel în care am o echipă de 50-60 de persoane pe care eu îi coordonez și trebuie să învăț cum să comunic cu oamenii și asta e o experiență pentru mine ca regizor de la zero. Nu am învățat o nicăieri, dar am căutat pe net. De exemplu, am, am editat trailerul pentru serialul pe care îl facem, am stat 3 săptămâni și am studiat am cum doi. se fac trailere. Ne-am uitat la, de la 100 de trailere, cum arată, ne-am notat ce Fiecare și cum. Chestii așa. și ne-a ieșit cel mai frumos trailer pe care adică dacă curând. ajungi să înveți, mai ales cu social media care te ajută să îți dai seama de chestia asta, că poți să faci orice dacă, dacă știi cum să cauți și dacă îți propui și, și te că nu ai nevoie, pe nevoie pe să uh, studiezi ani întregi uh, ca să poți să pornești să încerci ceva. Mi-asta îmi place la social media că te... Uh, Informație rapidă. Pe unde la televizor înveți tu asta, mă? Nici unde, domnul. Nu ce, văd nici unde nimic. Ce, ce emisiune la televizor te învață să faci toate lucrurile astea? Nici nu știu dacă erau de-astea mm. cu how to pe televizor. Pe vreme. Uh, era How It's Made pe Discovery, dacă ții minte. Ce frumos. Ah, ce how zis It's zis zis Made, unde era vocea uh, cală. Care care da, și ți arăta cum da. un produs care intră într-o fabrică, un produs brut, iese acolo finit la final și era frumos și ți explica. Ce frumos. Și adormeai și nu mai ți minte nimic. Ce frumos. Ba, am plecat de la întrebarea asta dacă TikTok e nou TV că de aici a venit provocarea și uite unde am ajuns și ce să aflăm, că de fapt se, uh, se... se... se rescrie entertainment în general, așa, ca formă și ca formă da. de conținut da. și ca formă de consum, datorită tool-urilor Da. Deci răspunsul cred că nu este nou TV Da. și nici n-ar put... adică... Nu. nici n-ar putea fi pentru că vedem ce o să se nască din această combinație da. de... Social media care are prea multe și televizorul care... care are o calitate da, da. mai gândită, cum ar fi. Bun. Da, da, e, e filtrul ăla de care vorbeam. Sigur că e și o calitate finală, dar eu vă spun că eu văd în ziua de astăzi, pe YouTube cel puțin, video la calitate pe care nu mai găsești în TV. Sau nici nu știu sigur, dacă a fost vreodată. Deci da. vă arăt niște... Clipuri făcute de niște băieți și niște videouri făcute în general, nu, nu, nu o să mai. Nu, adică nu știu dacă vreodată a existat așa în ceva. Ca așa La calitate sau la buget? De fapt, la, la, la că, tot, la tot, tot ce vrei tu. Asta pentru că trăiat? poate e targetat, asta pentru că uh, poate își scot direct banii din treaba Scoti. aia pentru că o calitate mai bună. E Concurență foarte mare pentru că oricine poate să fie acolo da. și ești tu content creator, încă un content creator, încă un content creator și dacă vine X și filmează 6K și cu super da, buget da. și cu super calitate, da. trebuie și tu să faci la fel, că n ai ce să faci. Sigur că da. E impactul mare pe care îl are televiziunea în continuare, pentru că ea poate să lovească într-un timp foarte scurt foarte mulți. Da. Iar la social media ai nevoie de timp ca să se rostogolească da. video-ul, ca Nu ajungă la același Da. Deci, e vorba de rezultat pe timp, mult mai rapid la televizor. E vorba de validare asta, pentru că e o zonă în care se pătrunde mai greu. Deci, cine a pătruns acolo, înseamnă că are niște abilități da. puse deoparte și atunci ai o formă de validare. Și cumva ce cred că mai e frumos la TV e că alegi, ai posibilitatea de a alege. La TV? Da. Ce, ce și se ales alegi de programe? Da, dar aleg, adică eu, de exemplu, aleg ca de la 7 la 8 să mă uit la știri. Pe TikTok, de exemplu, exact, da, și știu exact la ce mă exact. duc. Da, că creează o disciplină. Eu când, intru, da. Da, eu, când intru pe orice social media, nu aleg nimic. Îmi da. dau ei. Ți se dă. Nu pot să-mi dau. Da. Să de fapt, să aici ai e marea, ai marea, marea schemă. Că, Interesant. de fapt, tu și pe televizor, când intri, alegi tu. E doar o impresie că alegi tu. Ce creează televiziunea, creează o disciplină. O Disciplină. Un program. Da, îți face cumva un program. Și de asta cred că e din ce în ce mai greu. Pentru că noi ne-am dezobișnuit să ne facă cineva un program. Eu vreau să aflu știrile. Dar dacă astea am puțină treabă, nu le mai aflu la șapte, le aflu la opt. Da. da. Social media și, în general, internetul îmi permite să le că în pot eu. Televizorul zice iubiturile, știrile sunt la șapte. No, ești la șapte, pa. L-ai pierdut. Da, dar pe de altă le parte, te prins la șapte, dar e o televiziune care are 24 în 24. Pe de altă parte, eu văd televiziunea puțin altfel decât o zici tu, că mie mi se pare așa. Mă nu știu ce să aleg. Bă, dau drumul la televizor. Unul s-a gândit pentru da, mine. Da, și a zis, da. ai, mă că știu da. Ca da. ce i-ar plăcea la exact. ora asta Plus să Plus că vade. ne aducem împreună, adică e un loc în care toate e tot timpul. Asta mi se pare da, avantajul da. cel mai da. mare. Că ai ști sigur că toată lumea vorbește despre acea emisiune. E o emisiune, toată lumea s-a uitat sau nu, Toți toată lumea s-a uitat. Să placă. Dar poți să vorbești despre aia. Eu, dacă vorbesc despre ceva targetat, nu știu, un youtuber din America care da, a vorbit da. despre un telefon, n-am siguranța că lumea. S-a descoperit televiziunea unește și. internetul. Asta ne împrăștie cum ar veni Nu că ne dezvină, dar ne împrăștie Pentru că stăm pe telefon și nu mai vorbim Deși, stați la televizor Și în același timp și scrolați? Toți Așa Toți pentru că am descoperit Că putem să fim mai aproape De sufletul nostru Atunci când dai totul la îndemână Exact. că e și disciplina asta Dar asta mi se pare, televiziunea când nu știi tu ce să alegi Îți dă ea ceva Da Internetul, că nu știi. Tu, a, iar aici e marele pas pe care l-a făcut internetul. Că internetul, astăzi, la început, când intrai, nu primeai nimic dacă nu știi da. ce să alegi. Da, da. nu știi da, ce dar să dar alegi și ce să cauți. În ziua de astăzi, datorită acestor AI-uri, care sunt noi directori de programe a internetului, cum ar da. veni, da? Este am intrat pe internet, dar eu habar n-am ce să aleg. Nu-i nimic iubitule. Te-am exact. urmărit noi până acum. <laughs> ce ai, ai făcut așa? săptămâna te... trecută? Și te încearcă, te iau ușor pe încerc. Ce zici de asta? Nu prea. Nu? Ce okay. zici de asta? Și eu zic că. Îți place asta? Yeah, 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 ia, 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 ia. E o de minute până când a... te prinde. Aici yes. ce te mi se prinde pare. din prima. Eu, de exemplu, am dat un like la Taylor Swift la un TikTok. Când mi s-a părut drăguță piesa, mi-au apărut 20 de TikTok-uri cu Taylor Swift Și eu nu eram mare nebun Taylor Swift da. Dar mi-a apărut și a trebuit să dau skip la atât de multe ca să nu mai mi-apară Nu că nu-mi place, dar vreau să mi-apară alt tip de content da. Asta da. este... Mai e... greșește și ai ăsta O fi bău ceva înainte de... <laughs> Cine știe Dar ca peste tot mi se pare că merg foarte bine și pe TikTok Cum era și cum e și algoritmul Facebook-ului um, Merg uh, scandalurile unde nu Poate doar la televizor, frum. unde am înțeles că nu e deloc scandal. Nu e, deci no nu, nu mai se să fac vreste. la televizor. S-a <laughs> renunțat la televizor, serios. <laughs> 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 Restaticule... Cred că o să, ne, o să, ajungem la un moment dat, o să stăm numai cu ochii în device astea. Pe bune, dacă nu, cred că o să da. luăm razna ușor, ușor. Nu, 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 că la un moment dat o să evolueze tehnologia și ne băgăm ca în black mirror. Trebuie să fie un device, să ne băgăm un cap. apare acum, apare ochelarii aia. Că e, de, e deja prea mare și e deja prea mult să stai așa. E, e deja mână. învechit. Da, apar dar apar niște să ochelari de pui pe cap, și vezi, pe și, pe cap. și vezi da. și în deci, față și vezi da. și ecranul. Deci eu susțin... Asta <cără> se pare trist. Să știu da. eu că mă duc undeva la un restaurant și mă uit la masa de alături și văd că s-au așezat patru tineri și primul lucru pe, pe care îl fac și au scos telefoanele. Da. da. Băi, mi se pare trist. E de multe ori la telefon acasă. În metrou, nu știu dacă ați da, văzut, dacă tot, deci dacă nu, deci dacă îți telefonul la o parte, că și da, noi mai stăm pe, da. Mai stăm pe telefon, da? Îl lași la o parte și la toată lumea, o să-i vezi pe toți că sunt se așa. Nu, nu contează de vârstă. e rând de capete plecate așa. Dacă vezi unul că nu stă... Da, da. De asta avem toți aici, dealul ăsta. Da, da, o să fac un podcast să vă explic cum e și cu coloana asta, că am cum e, da, da, da. Da, și star. mai e câte unul, cred că un om la două vagoane care citește. Da, ce frumos! Ce-mi place, da. Acum, uh. voi nu știți ce fac oamenii pe telefon? Poate, Poate că e job citesc... lor. Sau da. Îi -vezi, vezi în geam. Îi vezi în geam. Da. E, acum se în geam la ei? face așa, așa. Când faci așa, ce, așa nu mai Facebook, citești. TikTok, foarte rar Instagram, seriale... Tot Cam asta e, da. Dar în special Facebook și TikTok. Da. Uite așa, uite așa. Uite da, așa. Mă, o să devenim uite așa. O, o... Cum să zic? O, 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 că nu mai... Nu, vor, nu mai vorbim de o națiune aici, că toate națiunile trec până da. același exercițiu. O să devenim niște mega consumatori de orice. Asta da. până când o să apară device-ul ăla de băgat în cap. Atunci o să fie. I-am o soluție complic. pentru cei da. care stau foarte mult pe telefon să încerce să creeze content. Nu să fie influencer, să danseze sau nu așa. Să, să, ai creeze, să creeze ceva ce ei și-ar dori ca publicul să asculte, ceva ce ei știu și poate ceilalți nu știu. Și așa o să-și mai înjumătățească din timpul în care se uite la viața altora în loc să se concentreze pe viața Hai, lor. Că măcar dacă știi că stai pe social media, măcar să și faci ceva. Să, să faci crezi. ceva cu viața ta. Exact. Nu să te frustrezi că alții că n -au, alții, sau că da, alții exact. sunt acolo Ca și că te... tu ești acolo. Intri depresie, văzând da. de pe alții că sunt sus și eu asta de recomand și... și cred că, că e una din cele mai mari, apropo, surse de depresie și social media pentru da, tine. Clar. Este... Pah, e dureros e să te, fantastic uiți de, te... De, 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 greu și de greșit. Surse de? de? Depresie. depresie. A, ah, deci tu zici că te, te tot uiți, ți se pare că toată lumea da, trebuie dar nu că zic eu, este, eu pentru, este pentru, științific de pentru toată lumea. Pentru toată toți simțim. Da, da că nu suntem dar de ajuns da. la un moment dat ai că ne uităm o zi pe proastă internet. și vezi pe social media pe toată lumea având o zi perfectă deci, de da. colo, do doar și, eu sunt în momentul ăsta pentru că cea mai mare problemă e că instinctiv oricum noi facem asta, dar ne comparăm în continuu cu ceilalți ne comparăm, da. și una e să mă compar de exemplu doar cu voi care m-am văzut astăzi și alta e să mă compar cu 100 de oameni pe care i-am văzut în doar 5 minute da, cât da, stăteam da, la cafea da, da, da. Da. și exact. toți și da. și o duceau bine și da, pentru că eu văd împugățic aia din ziua doar că este 15 secunde dintr-o zi întreagă în care au fost și Poate fericiți Pentru 15 secunde Sau mai zic de petreceri Cum e super Deși a cam trecut Toată lumea iese în oraș Cum ziceai tu Își scot telefoanele Stau pe telefon Și la un moment dat Băi, facem un story Băi, și pentru 3 secunde Toată lumea Băi, și instant Așa e Băi, dar cum ești Ca să-ți dau Cum să dau tag Aici Și după aia totul cade De spaghetele nu vezi tu, ce bine, nebune Așa. Hai, și, Ai 3 minute a... de bucurie și, și la final, mă, 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 mă nu prea mi-au spaghetele da. <laughs> Nesărate Bă, dar vrei să te bag în depresie? Îi mai rog o dată pe ei să ne spună tot ce fac ei în viața lor Ca să oh. vezi câte lucruri fac ei Eu chiar sunt curios, bucălai, dacă noi mai existăm pe lângă ei Nu, ai faceți efort mic. Deci <laughs> Chiar sunt curios, mă. Pe câte platforme de social media sunteți? Patru. Toate. Patru de bază, da. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok și... YouTube, Facebook... Mm. Nu da. vrea. Și uh, să repostați de pe Instagram. Snapchat. Snapchat, Snapchat, Snapchat mai nou. Pe Snapchat trebuie să postezi o grămadă da, ca să se uite cineva mai Mă rog, ok, bun. Deci social media, 4-5 platforme. S S scuze, aia a mai mers aia cu... De trebuia să zicea ea o oră la care să pui. Cum să numește? Biriel, eu folosesc exact Biriel. Vai, ce nenorocită era. Iertați-mă că te enorm discuția. Ce mă, eu nici știu despre uh, uh, faci poze. Dar nu e chiar social media, și e strict pentru prieteni, dacă ta. e așa. Bă, e de, shit. Da, -e, băi, e dictatorial și de două minute pe zi primești o notificare în care trebuie să-ți faci o poză și să arăți ce e cu tine și ce e în fața ta, fără filtre, fără nimic. Ai voie în două minute, dacă nu, după aia nu mai adică ai voie. Nu mai ai voie, voie să postezi. It's 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 zice it. ea când să pui. Și ce primești în schimb? Nimic. A, ai Te voie, ai voie să vezi ce au postat ceilalți. Da, da, corect. dar unde Da, da, da. menir deci ia, că deci, tu dacă nu poți să zici aplicația Birel, postează Radu și tu ești da, imediat. Și mi-a trecut timpul, eu după aia nu pot să văd ce mai făcut Exact. Tu stai Pedeapsă. E pedeapsă instantă. Da. De mișto că n-ai filtre măcar. Adică e, e chiar ba să real. zic că e real, știi? Dar tot, tot am o zi proastă, mi-a apărut notificarea de două minute. Yeah. <laughs> nu are stai? treabă A, și i-aș dorește cumva de vrei să ai contact cu realitatea Da, Vezi, da? Da, 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 da. da, Aș, da. da așa, da. Ne așa dar nu da, chiar puțin, social media da. Nu întrerupe că tu încerci, well, tu vrei să scapi Social media, uh, apoi uh, Stai puțin, tu când zici social media uh, <laughs> uh, Nu înseamnă că tu consumi acolo Tu, creezi no, conținut, no, creezi da. conținut da. Are, are editez, 5 platforme, da? Deci două conturi de TikTok Deci tu filmezi, tu faci Eu editez inclusiv storyline-ul, da? Adică da, Research-ul, de ce ar, ar prinde, ce-i ce fac, adică mă uit, dar mă uit chiar la cei care pe care urmăresc ca să știu exact care e direcția pe care vreau să o fac. Okay. Și da, research-ul fac asta, Cam asta e scriptul, aici mă duc scenariul. O să-mi ia șase ore pe zi acest da. lucru. Deci social media cred că mi e șase ore pe zi în total. Da. Creația de da. conținut. Uh, creație, da? edit, la postare. descriere, da. Cu ce instrumente uh, montezi? Direct pe telefonul în telefon? Meu, da. Am găsit niște aplicații foarte bune în care mm, fac Capcatul asta. a făcut tot TikTok? Eu fac InShot, folosesc InShot. InShot? InShot. ne-am luat și camere no, și super echipament. Da, adică cumpărat... avem și cameră de cinema red, avem și camera o, normală de Am filmat. Am investit toți banii câștigați din YouTube cândva în așa ceva. În echipament. Dar, dar după aia că... ne-am dat seama că un pic mai simplu pe telefon. Da. Pentru social media. Bun, deci social media... E bine că ți apucat să le cumpărați. Pala, că măcar <laughs> aveți ce să da, depozitați de da, voie de red pentru cinema, știi cum, o like. Look, și music videos. Da. Uh, apoi seriale, am început să facem un serial foarte, foarte mare, nu, nu de YouTube, un serial mai la nivel de cinema. 60 de zile așa. de filmare, e trei filme. Cât la calitate filme. de film, cu actorii foarte mari din România, uh, regizat de mine, produs de noi, uh, actriță, eu sunt DOP, și uh, regiză, dau feedback și la și tot, la VFX, adică asta și vine. Și echipa cru, cât? Uh, uh, deci crew depinde, că am avut astea 60 de zile de filmare, nu. Nu știu, 20-30 de persoane pe set cel puțin, iar la efecte speciale am lucrat cu patru echipe care fiecare aveau câte 10-30 de persoane. Iar el a dat numai. feedback la VFX, adică niște chestii. Am învățat să fac Eu scout location, am învățat să facem niște chestii pe care nu le făceam înainte. Am vrut un challenge nou. Da, da, am da. Da. zis hai să facem ceva ce n-am mai Dar făcut Dar probabil să mai facem nu asta. Că mă gândesc câte semn trebuie să faci rost pentru oameni, ia, nu, mai zic la restul muncii. Dar mai luați în considerare că făceam da. asta în timp ce noi încă eram copii. De ce? Pentru că noi uh, stăm cu părinții este și ei stăteam și se ocupau de uh, spălat vase, spălat haine, uh, curat, etc. Și noi nu ne focusam pe chestia asta. Deodată ne-am ne de dus, toată vara am plecat de acasă și am vrut să vedem cum e să fii adult. Și combină nebunia asta de treabă cu pe care o facem, de la copil la adult. Și de și fost curat, de și fost mâncare de trei ori pe zi. Ai că toate nebuniile pe care știți și voi că le faceți în fiecare zi, dar adună chestia asta cu social media și cu o muncă nouă la care nu știi, în care lucrez cu oameni de 30-40 de, de ani care se așteaptă ca tu să aceeași experiență ca ei pe care nu o ai da. <laughs> și de și reușește să te menții la un nivel psihic, ok, Ad adică este greu, n-am de ce să mint, adică facem niște chestii... Uh... Și sperăm să ne luăm o vacanță curând. Curând, cândva. <laughs> Academia de dans o mai am, sunt da. la Academiei de dans și am business-ul meu. <laughs> și, și uh, concerte la sala Palatului. la sala Palatului și ale România care sunt o altă nebunie în care noi trebuie să fim organizatori și să facem să vindem toate biletele și tot ce... Parcă ți era som la e. <laughs> dacă, dacă vreți să ne ajutați... Puteți de seama și generații de copii atomici, Deci noi, pe cuvântul e greu. meu... De frumos. Tu Tu dai seama următoarea generație dacă lor li se pare că un zicea răzva mai devreme de următorii copii care sunt mult mai descurcăriți decât ei. Păi ce, ce fac eu? Ce... ce, nu, ce doi... mai facem noi când Sala o să fie la palatului la 2 ani. Ce, ce poate să facă ei aici? O să folosească ei da. ei o să știe mai bine decât noi, o să folosească ei ai să rezolve toate probleme, problemele pe care noi nu știm. Adică, de exemplu, în loc să mai dau feedback la efecte speciale, o să ai unei AI care zice, vezi că ultimul frame nu e bine, vezi da. că strălucirea de acolo e greșită sau tot felul de daste. Bă, asta e o observație foarte deșteaptă. Da. Că lumea, în general, când vine vorba de tehnologie, se pune ușor pe călcâi așa. Pentru că se sperie de necunoscut. Da, exact. Și când a apărut aceste AI care a început să dea rezultate, da? Rezultate din ce în ce mai importante, lumea ușor s-a speriat de el. Mamă, o da. să ne rupă nu știu ce. Alții care sunt mai puțin... Pentru că noi nu avem uh, antrenamentul ăsta de a ne adapta situațiilor. E, da. La noi nu atât orice, de repede. Da. Cu cât ești mai generația mic, mea, e mai mult. Da. Nici generația mea, poate ei o mai au, dar noi, de exemplu, și eu, până cu ceva ani, când auzeam de schimbare, nu mm. intrau... Păi cum? Cum mă, doamne, frește, bă, bă, așa sunt și acum, ne iau joburile. Da, 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 da. <laughs> păi și eu ce mai fac, de acum acolo? nu suntem antrenați să zice, ne adaptăm. Bă, puțin, nu-mi a jobul. Ia, job ia da. să folosesc eu, eu să poate face. Fix, fac niște... exact. exact. Da, da. Să-mi ocupe chestia pe care stau toată ziua să muncesc, ce ar putea să fac un, da. un robot sau altceva și eu, care sunt persoană descurcăreață și inteligentă, voi găsi altă treabă. Ok, E nașpa dacă faci 20 de ani același lucru și vine cineva și într-o clipită da, da. ți-a luat jobul, pentru că e greu să te adaptezi. Dar gândiți-vă la copii. Copiii acum s-au obișnuit. TikTok. Odată la 3 secunde schimbă video. Deci, da. este schimbare constantă, schimbare, schimbare, schimbare. Pentru ei o să fie mult mai simplu decât e pentru noi. Eu dacă m-am obișnuit da. să învăț ceva, să fac, nu știu, cinematografie acum și ei reușește să-mi acopere tot ce știu pe cinematografie. O să mă Perfect. adaptez, dar o să Ai mă chinui un și pic. Altceva, da. Dar o să fac altceva. Da. Uh, există abordarea de... Uh, a venit eu, a, eu nu mai am ce să fac, pa. Ți-a luat jobul și după aia stai supărat că Depresiv, de ce ți-a luat jobul. Da. Nu, îți ia treaba Depresiv. pe care... Uh, cum era în fabrici? Că în fabrici erau oamenii care puneau diferite obiecte. A venit mașinăria, uh, a, da. a pus Probabil obiectele, da. dar acelea persoane care puneau acele obiecte. Acum, ideal au da. alt job pe care mașinările nu pot să-l facă, un job creativ. Așa ar trebui să fie, da. Adică noi eu, aia care folosim mașinările. Da. Vorbeam cu da. cineva, cu un tânăr chiar de vârsta mea, acum vreo două, trei săptămâni, bine, cei e drept era și ciupit, dar oricum era foarte supărat că vin roboții și ne iau joburile. Literal, literalmente, un om de vârsta mea, 30 ceva de ani, era speriat că o să vină roboții și că o să ia jobul lui. Și am zis, da, te gândești la varianta în care dacă cineva îți face treaba, după aia ai tu timp să nu știu, să, să, să faci ceva dezvolți. pentru tine, ce ți place ție, da, da. Da, să Deci de 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 să câștige banii pe care tot banii ăia să-i câștige. Că Pot... e ușor, că e ușor, că dacă știi o treabă... Poți dezvolți propriul de business. omului, nu că ia să... la job, că nu, ia și salariul de la job. Problema lui e că a multor oameni din România mai în vârstă e că nu mai e ca, alt, bă, altă dată ca așa să fac lucrurile. Da, mă, ca nu e numai la noi. Nu e e adevărat. Da, este e tot da, în lume, da, da. generația veche are... și asta e adevărat, că nu mai e tihna de altă dată. Că înainte bucă la dacă era cu două. Da, dar noi nu știm dacă atunci era, era bine tine. sau acum e bine. Era un foarte ceaul, bine și niște, atunci. făceam niște era floricele. Înainte era așa când voiai floricele. Veneam la tine în vizită cu două sticle de alea la un litru de bere. Puneam cea unul pe foc, băgam ulei, așteptam da, da. până să încălzea. Da era frumos Luam porunt, îl făceam așa de pe și își făceam floricele. Lua puțin timp. Acum. Da, am luat de jos pe drum, înțelegi? Nici măcar nu de la supermarket. Într-un spre bucălaie, intru pe aplicație și, și le trimit pe, direct, înțelegi? Exact. Și vin calde. Eu cred că singur poți să-ți creezi mediul care să te facă da, să te simți singur, fericit da. și în orice, orice ani, orice da. se întâmplă. Trebuie orice să se până la urmă la da. prezent. Da. Da. da, mă, e ok. Vă reamintesc că episodul de față este susținut de Vodafone, o companie care facilitează accesul clienților săi la toată tehnologia de care au nevoie pentru casa, familia sau afacerea lor. Și important concluzia pe care am tras-o eu că în continuare încă încă mai am job. Da, da. da. <laughs> Și este foarte respectat. O mulțumesc foarte respectat. din suflet! Da, Apreciez, apreciez. Oficial preciez. ești ok. <laughs> <laughs> Pentru următoarele șase luni cel puțin Mă-mi iau ăștia în job-ul,